Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip Astăzi facem un tier list cu stand up -eri. Toată lumea face cu artiști, cu jocuri, cu youtuberi, cu tiktokeri, cu streameri, cu bâncare, cu băutură Bine și eu am făcut tier list cu bere și mi-a mai, mi mai îmbogățit un pic arsenalul, nu, palmaresul de beri consumate Așa că trebuie să fac și o parte a doua la tier list-ul ăla dar astăzi facem tier list cu stand up-uri Mare parte de aici i-am văzut bineînțeles pe internet Pe câțiva i-am văzut pe bune Am fost și o dată la un show de stand up înainte de pandemie De atunci n-am mai fost Pe unii am văzut pe stradă O să vă povestesc de-a lungul episodului Hai să începem Categoriile sunt așa Maestru foarte bun, ok Sunt mediocru, nașpa L-am urmărit prea rar ca să-mi dau cu părerea și nu l știu, deși cam pe toți de aici știu. Hai, potolește-te antivirusurile, nu mai îmi date notificări. Bun. Îl luăm în ordine acum apar și să începem cu, de fapt aș putea să fac un zoom așa. Yeah. Un pic mai sus. Atât, perfect. Dați după monitor, monitorul mare rezoluția ultra wide, cine are de, cine se uite pe telefon, poate să dea zoom dacă are telefonul tot așa wide. Îl filmez la rezoluție maximă să îmi umplu memoria. Bun. Și să începem cu uh, Elena Voineag pe care am văzut-o doar la câteva roasturi și în mare parte s-a făcut bișto de ea. Spectacole de ale ei n-am văzut. Aș putea să zic totuși că am urmărit-o prea rar. Am văzut doar când s-a făcut bișto de ea. Nu mai țin minte nicio replică memorabilă la rosturi când a dat. Tot ce țin minte e că ea fiind pr printre singura femeie, una dintre singurele femei la rosturi, de multe ori doar ea rostuită, a e. Mai mult să a dat în ea. nu pot să-mi amintesc nicio replică memorabilă. Dacă aveți o altă opinie cum am făcut ieri scrieți-mi comentarii. Următorul este Natanticu pe care l-am văzut la una scurtă, l-am văzut la nu știu, zic de la niște oameni și şi... eu l-aș pune... Hmm. unde să-l pun? Bă... Eu zice că e foarte bun, adică, păi, improvizație pe pă, astea știe să dea replicile, îmi place. Următorul este Mădălin Cârje, care are și canalul său de YouTube unde pune top 7, care niciodată nu este un top 7. L-am văzut live, tot ce mi-am din ce a făcut el live e că i-a făcut o jugea lui Tătărușanu. Îl pun doar la ok pentru că mai are de mâncat totuși la dicție. Sergiu Floraia pe care l-am văzut odată pe stradă pe la Carrefour Orhideea. L-am văzut, părea că am posomorât, cred că a uitat ceva pe foc și s a dus aminte prea târziu. În fine, eu mi-am dat seama că e Sergiu dar abia după ce am traversat strada Eram, bă, de unde dracul știu pe ăsta? Și când am fost acasă am văzut un episod din râs ca prost și eram A, de aici știu, ăsta e bă, Sergiu Din ce glume are la râs prostul, la una scurtă, la pe unde am mai fost? Parcă am mai fost și la răusturi, parcă nu sunt sigur Dar eu că este un stand apăr foarte bun Următorul este... Sorin Pârcălap Pe care nu știu dacă să-l pun la maestru sau la foarte bun Are glume mișto E cam bâlbuit de ori Da, uite un stand-up bun de lui lui Pe care vi-l recomand Este ăla cu Doamne, e gratis? Doamne, e gratis? Îl <laughs> pune la maestru. E mult mai activ pe internet, pe Sergi nu prea l-am mai văzut. Nici la una scurtă, nu știu, s-a cam retras așa un pic. Cred că a rămas ca și manager sau cine știe. Următorul este Micul Toba care are niște glume bune, am văzut recent de la el, uh, cel cu Dumnezeu că da crea lumea și era aia cu să fie un cal, dar cu capul mai sus sau cu multe dungi, îl punem la foarte bun. Are și glume bune. Are un stil bun, eu zic, eu îl pun la foarte bun. Următorul este Asta ar fi una dintre glume. <laughs> Stai că scapă numele lui acum. Nu Toma, Toma era asta în neuri. Cristi Popescu, așa, le mai încur numele. Bă, Popescu îl pun ori la ok, ori la foarte bun. Dar îl pun la... Hmm. Parcă are glume mai bune Toma decât Cristi. Da, eu mă apropii foarte mult de umorul său așa foarte sec. Așa că o să, o să pun de la, de la mine bine un pic și las la foarte bun și pe Cristi Popescu. După aia le avem pe Dan Frânculescu, care e pe nenorociri, pe copii morți, pe dinastea, pe brânzeturi la femei, pe jurat la roast battle. Dan Frânculescu e printre cei mai buni. Apoi îl avem pe Mincu. Puține stand-up-uri am văzut de la el, L am văzut recent nu știu cât de vechi era Era o glumă ceva de genul Începuse să plângă nevastă sa Că voia acasă deși ei plecau mâine Și ăsta era ceva de genul Bă, pula, omor Ce dracu, omor, aia, o să Nu știu, a avut așa o reacție, o atitudine ceva genul, Bă, pula, eu omor Are tot așa glume de-astea un, stand -up, un show a fost întreg, un întreg spectacol de stand-up a fost așa Sunt prost Devastă mai proastă Copiii mei sunt proști Câinii mei sunt proști Pisicile sunt proaste baică că s-ai proastă <laughs> Deci cum să spun Face multă autoronie ca să zic așa ah, și A, și mai fost un stand-up de Halloween Acum vreo 2 ani și el era moartea Și făcea mișto de unul Bă, tu bănâși de pane Nu mai ai răbdare, vrei să vii să te iau Ai răbdare să te termin spectacolul măcar Bă, pe improvizație bună, îmi place Următorul e... Sper că-l cheamă Banciu, parcă. Uh, l-am văzut de câteva ori la Râsca Prostu. Nu știu dacă a fost și la una scurtă. Nu pot să zic că l-am urmărit prea rar, că l-am urmărit mai des decât pe Elena Voineag. Nu l-aș pune nici sub mediocru, îl pun tot la ok, că mai dădea glube bune la Râsca prostul. După aia avem pe, pe Teo, îl punem sus și pe N-ai cum să nu-l pui pe Teo. Între, na, trioul Teo, Teo, Vio și Costel spectacol ca lume. și dacă tot am vorbit de trio-ul din, din acest trio de stand-up-ări, foștii uh, Cafe Deco că așa aveau ei formația înainte îmi place că el are glume de-astea mai pentru oameni care folosesc internet mai avea și sector 7, n-am mai postat de mult pe el, că tot ziceam de Micu, trecem la Maria Popovici mie mi se pare mult mai amuzant Mincu decât ea Deși practic Micu și-a făcut cariera mulțumită e că na Ia câștigătoarea e umor la ăsta și pe fiind cine e Micu? Bărbasul ăsta de la e ah, ok hai și tu la spectacol și asta l-a ajutat Totuși, mi cum mi se pare mai amuzat, glumele Mariei mare parte sunt ceva de genul Sunt femeie, sunt proaste și îmi place pula, ca așa sunt glumele ei Dar n-ai cum să nu râzi la așa ceva A, și, și sunt grasă și proaste și femeie Așa, glume de-astea pentru toți sexiștii, pentru toți misoginii Merge După aia l avem pe Geo Adrian L-am mai văzut la Rose l-am mai văzut tot așa diferite improvizații pe la The Full, pe la Club 99. Am văzut parcă și vreo două show de ale lui. Nu prea m-a dat pe spate. Îl punem tot la ok. Următorul este Radu Isac. De -i am bâlbuit numele câteva ori de-a lungul timpului și ce am ispas. Nu, este Isac. Și l-am văzut live. Am râs cu lacrimi la el. Improvizație. Și vorbește, zici că e bad. Și mai avea și glumele alea la rostul lui Doc Sau nu, Spike Spike era Și tot zicea de maică sa lui Nicolae că suge pula Că de-aia a moștenit Adria Nicolae buzele alea mari După aia de unul că e necrofil, altul e zoofil Altul că fute că Deci un umor ca al lui Dan Fruculescu Pe stilul ăla pe Îl pune mai și pe Radu Isaac Vi-l recomand, nu prea găsești chestii cu el pe net Mișto a fost că am găsit o ediție de la Morning Glory, dacă nu știți Morning Glory, păcat, nu stau să vă explic. Uh, care a fost fix după ce a fost el la The Full de am fost și odată. Și zicea și prezentatorul Morning Glory, Morning Glory, s-au fript cărnăciorii, îmi scapă numele lui acum, băgam ea și... Am uitat mă cum îl cheamă prezentatorul de la Morning Glory Îmi ziceți voi în comentarii Mai uit nume A zis bă dar am auzit că ai rupt la adăful Da am a văzut că le-a plăcut oamenilor Cum vorbește el așa cu nasul la bare Am uitat bă cum îl cheamă pe de la Morning Glory Să-mi fie rușine Mane voi cu la am urmărit prea rar Cred că l-a văzut de vreo două ori la un rost better Să făcea mișto de el Numărul 100 de la Ai Umor sau la Stand Up Revolution nu l-am văzut Îl pun la, la murmării prea, la, prea rar Dan Badea De câteva ori l-am văzut Și a rupt de fiecare dată E mișto Dan Badea, îmi place Dar îl pun sub Așa, ca pe aici îl pun pe Dan Badea mm, Așa? Ai mai așa să fie. Următor este Pristi Criză. Uh. A fost la iubor dar nu prea a performa, performat în semifinala sau unde s-a dus el mai departe, pentru că i-am văzut și alte numere care n-au fost în, uh... am văzut, mă rog, am văzut glume de ale lui și care au fost la cluburi mai mici și, practic, glumele pe care le-a făcut el în cele două episoade de iHumor, el le zicea într-un singur show el așa a făcut, a zis la preselecții sau la prima etapă jumate, trei sferturi de, hai să jumate de număr pe care îl făcea în general și cealaltă bucată a băgat-o mai departe, nu prea, n-a băgat nicio glumă nouă, îl pune la ok totuși, nu se compară cu cei de la foarte buni, dar știi ceva? Pentru glumele proaste pe care le-a făcut cu Codrin îl pune la foarte bun pe Cristi Priză îl pune la foarte bun. Deci, pentru cele mai proaste glume din lume, Kinechior Kiwawa, așină care mulțumește, mergi des. Hai că lăsăm la foarte bun, că e plac glumele proaste. Nelu Cortea, care e mai mult în producție, cred că o singură dată -am, am văzut un episod cu el Mai mult face gaming cu bordea Îl pun la... L-am urmărit prea rar Ca să-mi dau cu părerea După aia avem pe, parcă Florin îl cheamă, a avut niște glume bune pe faptul că e rom, îl punem la ok. Muchinca, care tot la ok intră pentru că unele glume nu sună bine deloc în engleză, care ar trebui spuse în română. Dacă le ziceam în română erau mult mai mișto. Și mi-a plăcut că la un rost se făcea mișto de el că e singurul negru cu puța mică. Următorul e Sugiu Andrei. Sugio Ramona, Sugiu Andrei. Bestseller. Prezentator la radio. Dar nu prea mă dă pe spate, personal. Îl punem tot aici. Unii l-ar considera foarte bun sau baestru. Personal nu prea mă dă pe spate. Mai are videoclipuri pe YouTube, care alea sunt bune. Dar așa, pe partea de stand-up, Andrei Ciobanu. Mm. Ce e mai memorabil aia că-l cheamă Ciobanu și s-a mutat pe strada oițelor? Vio, pe care îl punem aici. Vio cu umor, Cam cu ieșea alu... Uh, alu ăsta bincu... așa, mai de țăran nu mai știu la ce era, ori la Morning Glory, ori la între show-uri, la podcast și discutau despre de ce avem atâtea cuvinte care au două silabe identice, exemplu gogoșar, de ce nu se zice doar goșar sau go, nu, gogoașă, și mai avem noi, li-liac, de ce nu doar liac și e liliac, și tot așa cuvinte de genul, la de ce nu ți doar lale o, adică mi-a plăcut subiectul ăla Dar lăsând asta la o parte stand up foarte bun De multe ori prezentator la Una scurtă E bun pe partea de prezentare Va avea un stand-up ce genul nepoți Nu las nimic boștenire de poților Bă, pe ei Are niște glume de-astea tot așa ca nu se la extrem pentru unii, dar mie îmi plac. Naia Nicolae, tehnician în cărămidă, e dar de te drecu. Cam atât știu despre el, de bun l-am văzut. Atunci când a fost la Eubor de atunci n-am mai auzit nimic despre el. Parcă o mi-a mai apărut pe TikTok doar cum se certa cu chelul. Și cam atât nimic interesant. Îl punem la submediocru. Următorul e De se face mișto Mereu mișto de el că... Răzvan Exarhu mi-am adus aminte Că zicea mai devreme de Morning Glory, Răzvan Exarhu așa îl cheamă Mi-am adus eu aminte, revenind Gabriel nu mai știu cum parcă îl cheamă pe tipul ăsta A avut un stand-up la Urzicenda, Dar n-am Vreo 20 de lei era biletul la hotelul Royal A fost acum vreo 2 ani Deci ați ratat -o ocazia să-l vedeți um glume memorabile nu știu ce să zic îl pun la la prea rar pentru că Gherghe așa Gabriel Gherghe nu prea mi-amintesc prea multe parcă tot așa ce mi-amintesc e când s-a făcut mișto de el la Rose Battle nu când a dat el replici Costel Bojog îl punem aici așa trio teoviu Teo, și Costel pe Costel am văzut toată pe stradă Era pe calea victoriei intersecție cu o stradă pe unde am o scurtătură către Cisbigiu și, și mai mult de atât nu spun, nu e ceva personal, dar nu-i frumos să zic cine, cine știu că stă pe acolo și de-aia trec. Uh, era o mașină mișto, nu știu ce era, foarte dar o mașină de-aia șmecheră și era cu, parcă doar cu doi dintre copii era, nu știu dacă apucase să-l facă, să facă pe al treilea, că se face mereu mișto de el care bulți copii. Și le zicea, da, tati, e mișto mașina Era anul ăla cu pandemia Că eu aveam o mască să o pun în mână Că se aglomera zona pe acolo Mai și dădeam un, un, mesaj, un SMS Ce dracu făceam Și în fața avea costel și au rămas un pic blocat Nu știam ce să fac Îmi pun masca întâi, îi fac o poză Îi cer o poză și probabil -am, am trecut pe lângă el cu jumătate de mască pe gură și am zis salut Costel și el, salut, salut. Că totuși era cu familia și am zis hai să nu-l deranjez. Și asta vă recomand și vouă. Dacă vedeți un om pe care îl admirați, stand uper youtuber, cântăreț, artist, actor, porno, neporno, ce-o fi, dacă e cu familia, lăsați-l domne în pace. Dacă e singur sau doar cu prietenii, uh, poate așa da. Bineînțeles, dacă e după spectacol sau ceva, bineînțeles că vă puteți face o poză. Dar dacă E în timpul liber, nu-l deranjați, e dați un salut că-l cunoașteți așa din politețe și o să se simtă bine, vă garantez Următor Adrian Nicolae pe care îl punem și pe el sus aici Mai mult ele prezentator Stand-up show de stand-up de la n-am văzut în care se facă glume, mai mult se facă rost mișto de alții unde îl pui ca prezentator, faci o treabă bună. Uitați-vă la Rose Battle cât de mișto a făcut fiecare sezon. Acum ele jurat și prezentatorii mă din cârje. Parcă nu e același lucru totuși cum era cu, Ad cu Adiță, cu Adriana Nicolae, care a mai avut un, un clip mișto, o bucată mișto pentru finala Rose Battle. De a intra peste el în casă, era în se ieșise coaile din chiloți. Nu mai la care final de Rose Battle e segmentul ăla. Vă recomand. După aia avem pe... Nu caza cu Alex Mocanu, așa? Îl punem la ok. Am văzut un... Episod al lui, așa, un show de al lui. Avea niște glume ok. Dar nu mi s-a părut extraordinar. Nu m-a dat pe spate prea tare. Următorul. bucălaie, la e. La, e, la, la rostul mi se pare că el chiar se supără un pic. Deci, la rostul lui Spike, parcă la un dat, nu mai știu care a zis de el, a făcut mișto de el și parcă chiar părea supărat. Uh are glume bune de exemplu, cum mai fi fapt chestie gen E la o bancă, se dă un jaf Și începe să se tragă Piu, 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 piu Și a început să dea din corp acolo Ca și cum s-ar opușca caia prin bancă L-aș pune pe undeva pe aici la bucălaie, e mișto Acum, micuțu Podcaster, actor la Mondenii Bineînțeles, majoritatea sunt actori cei de la stand-up Dar știu că micuțu a fost la Mondenii Cred că dinainte să fie cu stand-up-ul a avut o altercație pe calea victoriei, dacă nu știți, nu contează. Pare rău ce a pățit că, na. Se mai întâmplă. Bă, dar frig e afară, bă, trei grade acum am observat. Bă, um. micuțul l-am văzut live, tot așa. Deci, când a fost... Când am fost eu atunci la stand-up, au fost așa. Uh. Cârge în deschidere, după aia a mai fost o femeie. Una cu nasul mare Îmi scapă numele ei A.E. Poate mi-aduc aminte până la finalul episodului dacă nu A.E. După aia a venit Is Isaac Iar era să zic Ispas Radu Isaac Apoi Micuțu și la final Bordea 40 de lei am dat și am râs în hohote. Amintiri Știu că ori a făcut special Micuțu Ori chiar a greșit el că era o glumă legată de mersul la vot, că era atunci în weekendul ăla veneau alegerile prezidențiale între Dăncilă și Oharis Și el a zis, diseară merge, mâine mergeți la vot, poi mâine mergem la vot sau ceva de genul. Și chiar a apărut un pic ceva de genul. Uh, am primit aici, da. Mi se pare amuzant că țip, deci, ori chiar a greșit el, ori a făcut special, nu știu, dacă a făcut special, a ieșit. Glume bune are, și bineînțeles că îl punem totuși la baie, pentru că e micuțul. Când mă uit la... Un special dar lui, are glume bune. Mai ales pe improvizație că... Acolo în față era unul cu un păr afro. Și zicea de ăla... Tu parcenul care... Înainte să tai o gaina i-a aprins o țigară și dai să fumeze și ea Sau altul botezase Gomez că era chelios Deci pe improvizație se descurcă foarte bine Bordea pe care îl consider unul dintre cei mai buni Un aspect așa de Johnny Sins dar cu tatuaje Am râs în hohote la el când l-am văzut atunci live când să ies să urc scările aia de la The el venea din dreapta, cred că fugea către baie și mergea ca încărcănăt, cred că s-a stricat la burtă și nu mai ceva genul Ce face bă ăsta, intră în mine? <gângh> mă gândeam, să fac o poză cu cât se cacă Da, numai din astea pot să pățesc Printre cei mai buni din România, Bordea Fără dar și poate Orice ați vedea de la ele mișto. că a fost la capato și în cobai fi. Bă, pe glume, omul e super bun. Și după aia avem pe Bobonete care... Să-l pun la foarte bun, să-l pun la maestru. Bă, nu pot să-l compar cu cei de aici, pentru că foarte rar am văzut să posteze. Mai mult are podcast, mai multe culați fierbințiu. Dar are câteva glume bune și el Îl pun la foarte bun că e cam Cam rar îl vad așa Să posteze ceva Nu Are el un special pe care îl tot reposteaza Nu e de nivelul celor de aici Dar de foarte bun e bun Are glume bune Și cam asta ar fi Iar listul meu cu stand-up-uri am mai apărut între timp, între timp. Alții aș fi putut să mai adaug eu să mai modific, să adaug, de exemplu, oameni care au fost la Roast Battle, pentru că acolo se lansează mulți. Dar uh, mai facem o Odisee și la nu vedem ce tier listuri mai apar. Să spuneți cum ar fi tier listul vostru care vi se par cei mai buni stand-uperi. Da, după bine Cred că ceva de genul cam așa ar fi. Uh, clasamentul pentru cei mai buni cei mai buni stand up -uri. Ceva de genul ar fi la mine. Cam așa ar fi. Bordea și cu Costel, number one și fix în urma lor, Isaac, că nu prea am văzut multe show-uri mai uh, vechi de ale lui. Probabil că face, nu prea film, nu prea ține el atâta să filmeze și știu că face mai mult prin Anglia. Dar oricum dacă îl mai prind, mă duc la el că mi-a plăcut foarte mult ce show a făcut. Și la Costel trebuie să merg o dată live. Da. Care sunt stand up voștri preferați? Scrieți-mi în comentarii și mai dați-mi idei de tier list -uri. Vă aștept în comentarii și ne vom auzi pe data viitoare. Ceau les tuturor!